Un tip frumos, înalt, decide că a sosit clipa să devină tată și cum nu voia să își strice ADN-ul pe orice urâtă, începe căutarea celei mai frumoase femei. După îndelungi căutări, ajunge la o fermă unde trăiau trei surori considerate adevărate minuni ale creației. Se duce la tatăl lor și își exprimă dorința de a se căsători cu cea mai frumoasă dintre ele. Păi, ți-o dau pe Maricica. E fiica cea mai mare, foarte frumoasă și dornică de măritiș. Mersi. Mersi, dar am remarcat că Maricica este puțin, foarte puțin, aproape că nici nu-ți dai seama, crăcănată. Ai dreptate. Atunci o dau pe Martinica. Este fiica cea mijlocie, e și mai frumoasă și e dornică de măritiș. Mersi, dar am remarcat că Martinica este puțin, foarte puțin, aproape că nici nu-ți dai seama, sașie. Și nu pot înțeles să fac copii cu ea. Uite-mă că eu nu băgasem de seamă. Atunci iau-o pe Mărginica. Este fiica mea cea mai mică, e cea mai frumoasă, nu prea vrea ea să se mărite, dar asta e. Tipul e de acord, nunta e ca în povești, trece vreme și Mărginica naște cel mai urât copil care a călcat vreodată pe acest pământ. Eroul nostru disperat cade în genunchi și strigă: Doamne, de ce? De ce am eu un copil atât de urât? Și răspunsul îl primește pe loc din gura socrului. Păi, dragul meu, când ai luat-o de nevastă, Mărginica era puțin, foarte puțin, aproape că nici nu băgai de seamă, însărcinată. Așadar, dragilor, aveți grijă la ce pretenții aveți de la... Zi faină să aveți!